Dar bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu. Sunt aici să ne jucăm joculețul ăsta demonic Menor 3. Văd aici în fața mea o rotiță și un castel. Și cineva îmi spune să fug. Adică așa mi-apare aici. Ran. Ce, nu pot să deschid ușa asta? Păi și cum intru în castelul ăsta? N-am cum. Ia să vedem, poate găsim o altă cale de... Aici pe pereți e sânge. Oh my god. E mai bine n-aș intra în castelul ăsta, nu? E, ba da, stai neașită că nu se întâmplă nimic. Stai că am găsit un topor sau ce e ăsta? Așa. Bănuiesc că o să-mi trebuiască toporul ăla. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Niște butoaie. Butoaie care arată ca în ciudat. Uite și aici așa. În sfârșit, haide aici la castelul ăsta să vedem. Aici lucește puțin diferit geamul. Ce-ar putea fi? Ah, nu e nimic, mi s-a părut, cred. Vedem ce-o fi și în casă. Așa. Unde sunt? Aici, acasă, cu mine. Nu, am intrat într-o încăpere. Și nu știu de unde să încep. Cred că văd aici pe fotoliu ceva. Da, mă citeam ceva, dar oricum nu înțeleg nimic ce scrie acolo. Vezi, este aproape de învățat engleză. Da. Cine sunt ăștia, strămoșii mei? Un caiet? Dar nu pot să-l iau. Ia stai așa că n-am terminat de văzut. Aoleu! Dar de ce stă tabloul ăsta întors așa ceva, nu miroase bine pe aici? E un pic. Așa. Nu, ăla nu pot să-l iau. În sfârșit, hai de pe aici, să vedem ce... Ce a mai rămas din castelul ăsta, sau ce-o fi asta, acasă, castel? Am intrat într-o cameră. Cam înfricoșătoare. Peste tot sunt niște chestii de-astea, mici scrisorele. Da. Am citit biletul. Am citit un bilet aici, în joc. De tu, păi speriat. Ce-i asta în fața mea? E o păpușă? Ce fac cu păpușa aia? Am găsit... Ia dispar! Unde era ușa aia unde nu puteam intra? Parcă pe aici, nu? Nu. În sfârșit, hai să mergem până la capătul culoarului să vedem ce mai găsim. A dispărut păpușa de acolo?
mai? Păpușa era aici, unde e acum? Unde ești, păpușa? Era din ori pe jos aici, nu, acum nu mai văd. Oh my god. Se întâmplă lucruri. Așa, ia să vedem noi aici. Aha! Bun, am luat cheia. Op, ce e aici după ușă? Na, nu pot să-l iau. A, e de la peretele celălalt. Ia, în camera asta ce-o fi? Aici pare a fi bucătărie. Scria undeva lighter sau nu mai știu. Ce fac aici la bucătărie? Am luat ce era acolo. Cam un fricoșător. E bun. Hai să ies de aici, din camera asta, că am luat ce trebuia să iau până nu vine păpușa aia, dacă o mai veni. Alt hol? Bă, nene, dacă... Ia, uite o scară. Stai un pic, că mai am de văzut o cameră aici. O cameră care este cu roșu. Ar fi bine să nu intru acolo. Hai să vedem aici. E sânge pe pereți. Oh my god. Pe măsură ce urc, mi se pare tot mai înfricoșător. Ia să vedem ce e în camera asta. E baia. Ai mă că nu o să fie nimic la baie. Uite, nu e nimic, mă, ce vorbești? Uite, cabină de duș, să mă spăl și eu să-mi fac... Perdeaua este pătată cu sânge. Ai, mă, că nu e nimic aceea, uite, e perdeaua pătată cu sânge. Mă uit sub chiuve, o oglindă spartă, așa se poartă mai nou acum, oglinzile sparte, nu? E frumos așa, n-ai văzut și pantaloni de lupți. Da, oglinzile sparte. A, stai că din partea asta am venit. Eu trebuie să merg în partea asta, unde se tot stinge becul ăsta. Era cineva aici, în camera asta, erau... Două care dansau aici. Ce-au făcut astea aici? Oh my god. Au crucificat pe cineva. E cineva aici a pus de fapt un cadavru. Ia să iau mai bine cheile astea. Cât mai sunt încă în viață. Ce-o fi desenul ăsta? Da, ia să vedem pe scara. Opa! De ce nu pot... Loading!
Așa. Deci pe aici am venit, da? Bun, ia. Sunt pe alt etaj acum, în clădirea asta. În fri. Opa. Bă, bine că m-am oprit, că aici dușul meu arată nașpa rău. Ce Dumnezeu se întâmplă în castel? Și aici arată cam distrusă dușul meu. Atenție să nu cad pe aici ceva. De unde am venit? Din ce direcție? Parcă nu mai știu. Stânga, dreapta. Așa, ia să vedem aici. Oh my God! Dar de ce sunt urme pe jos din astea așa înfricoșătoare? Oh, ai grijă la podele, că sunt cam rupte podelele pe aici, poate. Vin în grămadă. Uite păpușa de adineauri! Ce faci frumoasă! Hai mă, că-i doar o păpușă! Ce Dumnezeu mă sperie de Mai e păpuși aici? Nu mi-e frică de tine. Cărți aruncate pe jos. Asta e bine. Înseamnă că păpușa a citit ceva. Mai e aia acolo, mai e. Dar de ce stă pe întuneric păpușa? Oare să calp aici pădușul meu asta ruptă? Mai bine zic să nu. Că nu se știe. Ia să vedem aici ușa asta. He's looking. Dar de ce te uiți mă la mine? N-ai altă direcție în care să privești? E, fix pe mine se uită. Și ce vrei să mă pup, ia? Da. Exact. Dar ce ochi înfricoșători ai, nu mi-e frică de tine. A, pa! Hai, vrei să-ți croșetezi ceva? Da? O rochiță? Hai că vin să iau măsurile, ia! Să-mi zici și mie ce măsuri ai, ce să-ți facă, ciulă? Să te strâng de cap cu ea. Așa, ia să vedem mai departe unde n-am intrat aici. Dar aici nu pot să intru. E ușa blocată. Probabil că mai trebuie să găsesc ceva chei. Pe care încă nu le-am găsit. Ia să vedem pe aici, pe camera asta. Ups! Așa. Apa. M-am întors înapoi aici, de unde... Că poate mai trebuie să găsesc ceva chei care nu le am. Oare unde aș putea să mă uit eu după chei? Dulapul ăsta, nu? Oh my God! Cutiile astea au un desen ceva.
Ia. Up. A, păi aici e în baie, mă. Am mai fost în baie. Nu e nimic asperioso. Oglinda asta, mă gândeam că poți... Bucățile alea pot fi făcute ca un puzzle, așa, dar nu. Tabloul ăsta nu l-am înclintit din loc. Nu merge. Ia, mai... Cred că pe aici, ia. Nouă, nouă. Am filmat deja cam multicel. Ok. Hai să oprim aici pe fundalul ăsta cu 9-9 și semnul ăsta așa. Sper că v-a plăcut joculețul. Bye bye!